Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el.